Dragi colegi, vă rog frumos să vă luați locul. Încep, reluăm ședința plenară. Colegii din guvern, vă rugăm la fel să luați locul. Am să rog colegii pe sectoare, numărătorii pe sectoare să ne dea numărul colegilor prezenți în fiecare sector. Количество людей по секторам. Сектор 1. Сектор 2. Презенца. Сектор 2, 40. Сектор 3, 27. Ну, 92 de депутации в плену парламентului. Continuăm ședința plenară. Dragi colegi, astfel cum a fost anunțat de dimineață, ieri executivul a aprobat prin hotărâre angajarea răspunderii față de pe marginea celor patru proiecte de legi. Rog să-mi permiteți să-i ofer cuvântul domnului prim-ministru Kiril Gaburici să prezinte angajarea răspunderii în fața Parlamentului. Vă rog frumos! Stimate domnule președinte al Parlamentului, stimați deputați, onorată asistență. Am venit astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta proiectele de legi asupra cărora guvernul și-a asumat ieri răspunderea. Este vorba despre politica bugetar-fiscală, legea bugetului de stat pentru anul 2015, legea bugetului asigurărilor sociale de stat și legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2015. Precum cunoașteți, situația economică în care se află țara noastră este una foarte dificilă. Fenomenele economice negative de la finele anului 2014 vor fi inevitabil resimțite și pe parcursul acestui an. Între ele aș menționa blocarea exporturilor la unele categorii de produse cu Federația Rusă, situația economică gravă din regiune care a diminuat schimburile comerciale cu unii parteneri importanți ai Republicii Moldova, deprecierea semnificativă a mai multor valute din regiune care a afectat mărimea remitenților primite de la concetățenii noștri care se află în special în Federația Rusă. Situația dificilă creată în sistemul bancar, deprecierea accentuată a cursului leului față de principalele valute de schimb, de referință, presiunile inflaționiste puternice resimțite în mai multe domenii ale economiei, dar și ratele foarte înalte la dobânzi, ceea ce îi face foarte dificilă sau chiar imposibilă creditarea întreprinderilor. Astfel, așteptările și prognozele pentru acest an sunt considerabil mai puțin optimiste decât ne-am fi dorit. Conform prognozelor Ministerului Economiei, care au stat la baza acestui pachet de legi, produsul intern brut se va deprecia în prețuri comparabile cu 1% față de anul 2014. Inflația medie anuală va constitui 6,4%, iar cursul mediu anual al leului față de dolarul american va fi 19,3 lei. De asemenea, se așteaptă o diminuare cu 10% a exporturilor și 15% a importurilor. De la investirea guvernului, principala prioritate pentru noi a fost și rămâne redresarea situației economice. Acum trebuie să luăm decizii ferme pentru a stabiliza această situație. Astfel, apare necesitatea aprobării și implementării unui set de măsuri complexe care vor asigura utilizarea tuturor mecanismelor disponibile pentru depășirea crizei. Pentru aceasta este nevoie ca instituțiile statului să fie pe deplin funcționale. Considerăm că pe primul loc în lista măsurilor anticriză ce urmează a fi întreprinse este aprobarea bugetelor și a politicii bugetar-fiscale pentru acest an. Principalele argumente fiind
bugetele prevăd un șir de investiții, cheltuieli, unele dintre care vor avea drept efect impulsionare economiei, îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea durabilă și crearea locurilor de muncă. Legislația fiscală afectează direct activitatea agenților economici și suntem deja cu întârziere de câteva luni bune față de etapele normale de derulare a unui astfel de proces. Unele aspecte ale negocierilor cu partenerii de dezvoltare sunt condiționate de aprobarea bugetului. De asemenea, angajamentele statului referitoare la implementarea mai multor reforme este tergiversată de faptul că în lipsa unui buget funcțional, instituțiile statului nu pot intra în procedurile de achiziții în aceste scopuri. Acest fapt va pune în pericol și finanțarea din exterior. Acum necesarul de cheltuieli al bugetelor este finanțat provizoriu la nivelul anului 2014. Dar bugetul provizoriu nu acoperă majorările salariale asumate și nici ajutorul social pentru cetățenii care beneficiază de pensii sub 1500 lei pentru întregul an calendaristic, dar și pentru majorările de pensii de la 1 aprilie. De asemenea, situația macroeconomică și dinamica încasărilor bugetare este cu totul diferită față de cea de anul trecut. Din acest motiv, fiecare zi de întârziere a aprobării pachetului respectiv de legi crește riscul neîncadrării în parametrii bugetari planificați. Din aceste considerente, am decis să optăm pentru angajarea răspunderii Guvernului, soluție care asigură o aprobare în termeni restrânși a acestui pachet de legi. Vreau să menționez că această decizie nu are intenția de a submina autoritatea sau atribuțiile Parlamentului. Tot ce ne dorim noi este să nu riscăm tergiversarea acestui proces și sperăm că Parlamentul va avea o implicare activă la rectificările ulterioare. Politica bugetar-fiscală include un șir de măsuri pentru care aș dori să menționez câteva. Creșterea venitului personal scutit de impozite de la 9.516 lei la 10.128 lei. Extinderea restituirii TVA pentru investițiile în spațiile de producție. Posibilitatea înregistrării benevole drept plătitor de TVA. Micșorarea cotei accizului pentru păcură în conformitate cu prevederile directivelor europene. Excluderea impozitării veniturilor la valorile mobiliare de stat, dar și deducerea parțială în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de angajatori pentru primele de asigurare medicală facultativă. Legea bugetului de stat pentru anul 2015 prevede un buget auster din cauza situației economice descrise mai sus. Se preconizează acumularea veniturilor în sumă totală de 30,3 miliarde lei, cu o creștere de 9,5% față de anul 2014. Suportul financiar acordat de partenerii externi de dezvoltare se preconizează a fi în sumă de 2,7 miliarde lei, dintre care la susținerea bugetului vor fi direcționate 0,9 miliarde, iar 1,8 miliarde la realizarea proiectelor comune cu partenerii de dezvoltare. Pentru anul 2015, cheltuielile bugetului de stat se estimează în suma totală de 34,3 miliarde lei, cu un spor de circa 5 miliarde lei sau cu 16,9% față de cheltuielile executate în anul 2014. Cheltuielile capitale se prevăd în sumă de 8,3 miliarde lei sau 24,2% din suma totală de cheltuieli. În anul 2015, investițiile capitale vor fi direcționate în agricultură, în transporturi, în gospodăria drumurilor, în complexul pentru combustibil și energie, în gospodăria comunală, dar și cea de exploatare a fondului de locuințe. Deficitul bugetului public național în anul 2015 va constitui 4,5 miliarde lei, adică 3,8% din PIB. Deficitul bugetului de stat va constitui 3,98 miliarde lei sau 3,4% din PIB.
Bugetul asigurărilor sociale de stat prevede venituri de 13,48 miliarde lei, cu o creștere de 12% față de anul precedent. În structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile proprii constituie 67,4%, iar transferurile de la bugetul de stat constituie 32,6%. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2015 sunt stabilite în suma de 13,57 miliarde, în creștere cu 11,6 față de anul precedent. În cheltuielile bugetului asigurărilor sociale a fost inclusă indexarea pensiilor de asigurări sociale cu 7,95% în conformitate cu inflația prognozată și cu creșterea estimată a salariilor. Spre plata pensiilor de asigurări sociale vor fi direcționate 8,9 miliarde lei, iar către indemnizații 1,3 miliarde lei. Veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală vor constitui 5,1 miliarde lei, cheltuielile fiind de 5,2 miliarde lei. Deficitul fondurilor asigurării obligatorii de către asistență medicală va ajunge la 100 milioane lei. Veniturile vor constitui din primele de asigurare achitate de angajatori și angajați către 4,5% din suma de 2,7 miliarde lei, iar transferurile de la bugetul de stat în valoare de 2,2 miliarde lei. Am prevăzut de asemenea și includerea unor servicii medicale noi, extinderea listei medicamentelor compensate, precum și majorarea ratei de compensare a acestora. Stimați domnilor deputați, onorată asistență, angajarea de răspundere pe acest pachet de legi este o necesitate stringentă pentru țară și pentru cetățenii Republicii Moldova. Având în vedere cele expuse, îmi spun convingerea că înțelegeți importanța și necesitatea acestei decizii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sărbători luminoase. Vă mulțumim, domnule prim-ministru. Stimați colegi, potrivit Constituției și regulamentului, întrebări, comentarii, dezbateri nu se admit pe marginea acestui subiect. Aș vrea doar să vă reamintesc că dacă în decurs de 72 de ore de la prezentarea în Parlament acestor angajamente ale Guvernului, cel puțin o pătrime de numărul deputaților aleși, în cazul nostru 26 de persoane, nu vor depune moțiuni de cenzură, atunci proiectele de legi vor fi considerate adoptate. Președintele Parlamentului urmează să le semneze și le transmite spre promulgarea președintelui țării. De procedură, domnul Țurcan.